stau și mă gândesc de ce oare când eram copil, din perioada când eram copil, nu am decât 4 poze. 4 fotografii alb-negru, mari și late. Și asta pentru că posibilitatea de a fixa pe celuloid sau pe magnetic sau pe ce știu eu, era mult redusă în vremurile acelea imemoriale. Se vede pe figura mea că sunt născut nu numai în secolul trecut, chiar și în mileniul trecut. Aș recomanda celor de azi, tinerilor, să profite de aceste facilități teribile de a putea fixa pe memoria peliculei, pe memoria magnetică, evenimente care altfel se pierd, se duc, dispar. Nu știți ce bucurie este să te poți uita în trecut și să poți vedea cum arătai sau cum arăta mama, bunicul, bunica sau copilul tău. Ca să nu mai vorbim de posibilitatea de a încerca și activitate creatoare în ce privește filmatul. După cum vedeți, imaginile sunt foarte importante în lume. După cum vedem, noi știm despre America la fel cât și un american din cauza filmelor lor. Și țările foarte dezvoltate au o cinematografie foarte puternică. Cred că am merita-o și noi și asta se va putea rezolva doar prin atitudinea și prin acțiunea tinerilor, manevrând un aparat de filmat. Slavă Domnului, există acum atâtea posibilități încât cred că este păcat să nu profitați, să nu încercați să fiți creativi, să nu încercați să concurați unii cu alții. De ce nu? Pentru că dintre voi se pot descoperi mari talente și veți avea mari satisfacții dacă faceți asta.